Salut, eu sunt Avi, iar acestea sunt primele noastre impresii despre Google Pixel 2 XL, probabil cel mai bun dispozitiv la care a lucrat Google vreodată. De câțiva ani, Google încearcă să se impună și ca producător de hardware, nu doar de software. De curând a cumpărat o bucată importantă din HTC, dar nu despre asta vrem să vorbim astăzi. Google Pixel 2 XL este cel mai nou smartphone al companiei și ne-a jucat și noi un pic cu el. Google nu a strălucit niciodată la capitolul design, dar în ultimii ani a făcut progrese serioase în acest sens. Dacă dispozitivele Nexus erau gândite mai mult pentru dezvoltatori decât pentru publicul larg, despre Google Pixel 2 XL pot spune că este unul dintre cele mai simpatice telefoane lansate anul trecut. Cu un corp făcut din metal și sticlă, Pixel 2 XL reușește să iasă în evidență, mulțumită aspectului diferit de cel al majorității telefoanelor lansate în 2017. Asimetria îl caracterizează în partea din spate, sfertul de sus al capacului fiind din sticlă, camera fiind poziționată în colț, iar senzorul de amprente fiind pus în mijloc, pe metalul mat și catifela de jos. În partea din față remarcăm niște margini destul de mari în jurul ecranului, dar acestea sunt rotunjite ca în cazul LG G6. Difuzoarele sunt sus și jos, iar aspectul este unul foarte plăcut. Butoanele de volum sunt pe marginea din dreapta, sub cel de power, o alegere cel puțin ciudată. Dacă la capitolul design Google Pixel 2 XL are o frumusețe stranie, să vedem cât de mult ne-a plăcut display-ul său. Din păcate, ecranul nu este unul dintre punctele forte ale Google Pixel 2 XL. Google a optat pentru un ecran de tip OLED cu diagonală de 6 inch și rezoluție Quad HD. Display-ul este lipsit de viață, culorile redate neavând saturația cu care ne-au obișnuit producători precum Samsung sau Apple. Și asta nu e nici cea mai mare problemă. Albul e mai mult albastru, dar asta variază în funcție de gradul de iluminare pe care îl alegi. Odată cu scăderea luminozității, albul devine ba verzui, ba roșiatic, ba cenușiu. În plus, unghiul de vizualizare este extrem de scăzut. Dacă te uiți în orice alt fel decât perpendicular, ecranul se albăstrește și nu mai distingi mare lucru pe el. Din fericire, la capitolul performanțe, lucrurile stau considerabil mai bine. Pixel 2 XL are configurația clasică a unui vârf de gamă din 2017, adică procesor Snapdragon 835 și 4 GB memorie RAM. La asta se adaugă versiunea pură de Android Oreo și rezultă unul dintre cele mai rapide smartphone-uri făcute vreodată. Jocuri, aplicații și browsing toate rulează excelent, lucru care nu ar trebui să fie o surpriză. În puținul timp pe care l-am avut la dispoziție cu acest device, nu am sesizat sughițuri, dar am observat un lucru. În jocuri, telefonul tinde să se încingă destul de tare. De vina aici ar putea fi și metalul care acoperă partea din spate și care transferă căldură mult mai puternic decât o fac alte materiale. Despre autonomie nu putem spune nimic, pentru că nu am apucat să o testăm, dar bateria de 3520 de mAh ar trebui să ofere circa o zi și jumătate de folosire. Odată cu prima versiune de Pixel, Google ne-a arătat că se poate descurca mai mult decât onorabil și la capitolul foto, iar Google Pixel 2 XL a primit un upgrade important în acest sens. Cu toate că majoritatea producătorilor s-au îngrămădit să scoată smartphone-uri cu camere duble pe față sau pe spate, Google s-a rezumat la camere simple pe ambele părți. Pe spate există un senzor de 12,2 megapixeli, iar pe față este unul de 8 megapixeli. Partea interesantă este că ambele pot scoate fotografii portret absolut excelente, reușind cu câte un singur senzor ce altele se chinuie să facă cu doi. Rezultatele sunt foarte bune, iar Google te lasă să și vezi procesul prin care o poză cu fundal normal se transformă în una cu fundal blurat. Telefonul face asta cu ajutorul inteligenței artificiale și e impresionant. Și la lumină scăzută rezultatele sunt foarte bune, mai ales cu camera principală, iar filmarea este lină, mulțumită stabilizării optice foarte bune. Înainte de a recapitula plusurile și minusurile, mai merită menționat faptul că Google Pixel 2 XL este rezistent la apă și are marginile sensibile la strângere, la fel ca HTC U11, iar apăsarea lor activează asistentul Google. Plusuri: design plăcut și ciudat, performanțe foarte bune, camere excepționale, interfață curată. Minusuri: display slab, lipsa încărcării wireless, preț mare. Concluzia noastră după o primă întâlnire cu Google Pixel 2 XL este următoarea. Google a reușit să facă un dispozitiv impresionant din multe puncte de vedere, iar odată cu achiziția diviziei de smartphone-uri a HTC, ne putem aștepta la telefoane excelente și pe viitor.
Eu am fost Tavi, acesta a fost review-ul nostru pentru Google Pixel 2 XL. Până data viitoare, nu uitați să ne dați un like și un share pe Facebook și subscribe pe YouTube. O zi bună vă doresc!